Bună ziua! Bună ziua! Vă urez bine ați venit la întâlnirea noastră de astăzi. Un bun venit special reprezentanților Guvernului România, Excelența sa, prim-ministru Bălin Cățu. Bună ziua, tuturor, domnule prim-ministru, stimați reprezentanții ai Guvernului României Germani, dragă doamnă președinta Consiliului Județean, dragă doamnă primar. E o oportunitate excepțională de a fi astăzi împreună. Mulțumesc! În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Este o onoare să fiu aici astăzi cu noastră. Mulțumesc că și vă remarcam de fapt că la Sibiu avem și doamne la putere, mai rar în România, să ai și primar și președinte Consiliului Județean și avem și noi PNL, președinte, tot de doamnă. Dar pare bine să fiu aici pentru că Sibiu a devenit o forță economică în România, deși se aude foarte mult despre Cluj, București, dar prezența noastră aici, reprezentând companii importante, arată foarte clar importanța pe care aveți pentru economia României. Vom continua investițiile de la buget, pentru că investițiile la buget înseamnă, de fapt, și investiții pentru dumneavoastră. Statul nu poate să... Deci noi doar alocăm resursele pentru investiții, dar investițiile, efectiv, se fac cu companii din sectorul privat. Avem nevoie de dumneavoastră să vă creșteți capacitatea de producție. Sectorul privat trebuie să se dezvolte. Urmează o perioadă în care România va forja. Îmi dau mie încrederea că s-ar putea să vedem și o parte din români să se întoarcă în România deja. Un venit mediu net de peste 3.000 de lei, o creștere reală de 8,4%, deci asta înseamnă creșterea puterii de cumpărare. Provocarea pentru noi este să luăm acei bani, să-i băgăm în economie și să nu creăm dezechilibre. Cam acesta e direcția în care mergem, reformă, investiții, fără taxe.